Domnule președinte, domnule prim-ministru, stimați colegi, opoziția a cerut această sesiune extraordinară. Nu am cerut această sesiune extraordinară pentru că ne-ar fi fost foarte dor de dumneavoastră, cei de la putere. Nu am cerut această sesiune extraordinară pentru a ne scălda din nou în metafore, în eseuri despre piața universității și nici măcar, oricât de binevenită ar fi o asemenea acțiune, n-am convocat-o pentru a redacta împreună un manual de bună purtare și de bună guvernare. Am cerut convocarea acestei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru că, din punctul nostru de vedere, al opoziției, în România, din a 12-a zi a acestui ianuarie, se întâmplă lucruri grave, lucruri excepționale. Și astăzi, dacă tot ați acceptat, și salut acest fapt, să ne strângem aici, eu cred că trebuie să vedem dacă sunteți de acord că avem o problemă și dacă avem o problemă, să vedem ce soluții există. Din capul locului, din punctul nostru de vedere, protestele care de mai bine de 10 zile au loc cu câteva sute de oameni uneori sau totdeauna, cu câteva mii uneori, dar mereu și în fiecare zi, în peste 60 de localități, cele mai importante de altfel ale României, înseamnă mult mai mult decât ceea ce vedem în stradă. Din punctul nostru de vedere, acești oameni care protestează și care au niște revendicări deloc teoretice, și vă citez, jos Băsescu, jos guvernul, alegeri anticipate. Din punctul nostru de vedere, acești oameni exprimă o copleșitoare majoritate a cetățenilor României. Din punctul nostru de vedere, milioane de români astăzi sunt la fel de nemulțumiți, milioane de români astăzi își doresc aceleași lucruri. Și e cazul, înainte de toate, să ne spuneți, domnilor de la putere, dacă aveți aceeași evaluare, da sau nu? Dacă sunt doar câteva sute de protestatari răzleți, atunci ignorați-i, procedați în consecință. Dacă ei reprezintă nemulțumirea și aspirațiile a milioane de români, atunci încetați, domnule prim-ministru și domnule cuvântător în numele PDL, să explicați din nou cum e totul foarte bine dacă dumneavoastră rămâneți neapărat la putere. Noi am cerut această discuție pentru că, așa cum spuneam, credem că majoritatea românilor sunt nemulțumiți. Că majoritatea românilor, prin glasul acestor protestatari, își contestă astăzi autoritățile politice. Pentru că jos Băsescu înseamnă că vor un alt președinte, pentru că jos guvernul înseamnă că vor un alt guvern, pentru că alegeri anticipate înseamnă că vor un alt parlament. Așa înțelegem noi. Dacă dumneavoastră credeți că majoritatea românilor doresc în continuare același președinte, același guvern, aceeași majoritate parlamentară, spuneți-o clar. Suntem aici ca să identificăm probleme și ca să dăm soluții. Pentru noi problema e asta și soluția este una singură în democrație. Alegeri anticipate. Deci, noi, la problema enormei nemulțumiri publice din România, vă cerem soluția singura democratică a demisiei președintelui României Traian Băsescu. A demisiei guvernului României Emil Boc. Și a demisiei Parlamentului României, noi fiind primii care suntem gata să ne înaintăm demisia. Numai oamenii
Numai oamenii din această țară pot veni și spune ce anume din clasa politică le place sau nu le place, o pot spune la alegeri om cu om, partid cu partid, candidat cu candidat. Numai oamenii din această țară pot spune dacă strategia și politica dumneavoastră, domnule prim-ministru, înseamnă stabilitate și trebuie să continue, sau înseamnă dezastru și trebuie oprită. Numai oamenii din această țară ne pot spune în democrație care sunt autoritățile pe care le recunosc drept reprezentative. Dacă dumneavoastră credeți că acești oameni nu sunt reprezentativi, spuneți-ne azi că nu vreți alegeri anticipate, că nu vă pasă, că e bine ce faceți și faceți înainte. Noi vă spunem că singurul răspuns politic, democratic și moral la nemulțumirea acestor oameni este să ne depunem toți mandatele și să le dăm șansa acum, direct democratic, să facă ei curățenie, dacă asta vor, în clasa politică și în autoritățile românești. Ei, nu dumneavoastră! Nu există, domnilor din majoritate, altă soluție în democrație decât să consideri, atunci când ai proteste publice, că ele nu sunt suficient de semnificative, sau să consideri că sunt majore și atunci să faci alegeri anticipate. Sigur că astăzi domnul prim-ministru manifestă niște regrete, dă afară niște persoane și ne propune de acum înainte dialog, bună purtare, bună cuviință și așa mai departe. Nu suntem aici, domnule prim-ministru, pentru a stabili un dialog cu dumneavoastră. Suntem aici pentru a stabili un dialog cu țara. Cu țara care trebuie să-și aleagă oameni pe care să-i recunoască. În această țară, nemulțumirea s-a acumulat nu pentru că ați dus politici curajoase de austeritate, ci pentru că ați dus politici irresponsabile împotriva cetățenilor acestei țări. Pentru că ați făcut austeritate numai pe spinarea unora și în vreme ce milioane au sărăcit câțiva o mână, voi și clientela voastră v-ați îmbogățit! Oamenii sunt nemulțumiți pentru că de ani de zile pentru dumneavoastră nu a mai existat opoziție politică, pentru dumneavoastră nu a mai existat sindicate, pentru dumneavoastră nu a mai existat ONG-uri, în afară de cele pe care le-ați cumpărat și le plătiți gras înainte, pentru dumneavoastră nu a mai existat dialog social. Da, dialogul social trebuie restabilit, dar nu cu dumneavoastră, fără alegeri anticipate. Oamenii, stimați colegi, sunt în stradă în opinia noastră. Dacă dumneavoastră aveți altă evaluare, dacă dumneavoastră aveți alt diagnostic, spuneți-o. De asta suntem aici, nu pentru că ne-ar fi fost dor de dumneavoastră. În opinia noastră, oamenii strigă jos Băsescu, pentru că un singur om a strâns toată puterea în România și o folosește abuziv și împotriva celor mai mulți dintre români. În opinia noastră, oamenii sunt nemulțumiți și strigă împotriva guvernului, pentru că e un guvern care n-a dovedit doar incompetență și corupție, ci și rea credință. Până și astăzi vă inventați o altă realitate, domnule prim-ministru. Sigur că atunci când promiți mii de kilometri și tai o bucățică de 40 de kilometri, sigur că atunci când trimiți 4-5 diversioniști în piața universității, siliți și aia la camuflat să strige jos Băsescu. Sigur că atunci când îți aduci 15 prieteni, știe domnul Barbu de unde să ia, pe aici prin tribune, îți închipui că nu există România, dar există România și nu o mai puteți minți. Avem o singură soluție
o singură soluție democratică, soluția cea mai corectă politic, soluția cea mai morală, soluția cea mai puțin costisitoare. Da, sunt de acord. Prelungirea stărilor de tensiune în societate afectează economia românească. Haideți să-i punem capăt! N-aveți decât două posibilități, cu jandarmii sau cu urnele. Vă propunem urnele! Da, este foarte adevărat. Avem un an foarte greu și un context economic foarte greu în față. Avem ani mai mulți chiar. Dar toată lumea știe că cel mai rău lucru într-o asemenea situație este un guvern profund discreditat, pe care nu-l mai crede nimeni, de care își bat joc toți. Asta este realitatea, domnule prim-ministru. Îmi pare foarte rău că am auzit de la oameni politici de la putere, despre care chiar credeam că păstrează o doză de responsabilitate și realism, cum că opoziția a incitat și incită la violență. Nu, domnilor, dar e momentul acum, dacă tot ne-am strâns aici și pentru altceva decât să-l auzim pe domnul Geană chemându-l pe domnul Băsescu, e momentul acum să distingem între un răspuns și o soluție radicală și o soluție extremistă, între o soluție radicală și violență. Am exclus totdeauna și excludem din acțiunile noastre orice soluție extremistă. Descurajăm orice pornire spre violență, dar vă spunem astăzi clar și de la această poziție nu ne vom deplasa niciun centimetru că România are nevoie de soluții radicale, alegeri anticipate, prezidențiale și parlamentare, în cel mai scurt timp. Nu e o chestiune de proceduri? Nu e o chestiune de proceduri? Este o chestiune de voință politică. Este o chestiune de evaluare a situației și este o chestiune care trebuie să-i dați un răspuns. Deci, domnule prim-ministru, dincolo de fără de legile guvernelor anterioare, dincolo de bunele dumneavoastră intenții, noi v-am propus și propunem întregii țări această soluție. Vrem să știm răspunsul dumneavoastră. Cei din stradă contează, da sau nu? Facem sau nu alegeri anticipate? Cu sau fără verdictul dumneavoastră, trebuie să știți limpede și trebuie să știe limpede toți românii care sunt interesați de răspunsul și soluția politică la o problemă politică. Noi, fără anticipate, împreună cu dumneavoastră, nu vom mai fi niciodată. Cu strada, da!